Domnului. Aleluia! Amin! Cred din toată inima mea că în seara aceasta la Betesda nu a coborât Îngerul Domnului să tulbure apa înscăldătoare. Dar cred din toată inima mea că în seara aceasta a coborât la Betesda cel care poate liniști și limpezi orice apă tulbure. Cred că în seara aceasta la Betesda a coborât cel care poate să potolească orice furtună. Cel care poate să stingă orice foc arzător al unei boli care ne chinuie de ani de zile. A coborât cel care poate să schimbe orice întristare în bucurie. Și numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să-i fie numele. Data trecută când am fost la dumneavoastră, am predicat vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Betesda. Pentru că se numea Biserica Betesda. Dar în seara aceasta m-am gândit să nu transmit un mesaj care vine de la mine, ci să transmit un mesaj care vine direct de la Domnul. Și cuvântul Domnului din această seară e din Evanghelia după Matei, pagina 952, capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 5, voi citi. Evenimentul acesta s-a întâmplat într-o perioadă pe care noi astăzi o numim așa în mod generic, ziua florilor. Intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Încă o dată repet, Matei capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 5. Ascultăm cuvântul Domnului. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arăte clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii Lui au venit la El, la o parte, și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele Meu și vor zice, Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aleluia, aleluia, slavă Ție. Bisericile, fie ele că sunt tradiționale, fie că sunt neoprotestante, cum e cazul bisericii dumneavoastră, care se află situate la vestul României, sărbătoresc în această zi intrarea Domnului în Ierusalim. Și uitați-vă și dumneavoastră, în capitolul 21, ni se spune că Domnul a intrat în Ierusalim, dar nu cum a intrat altădată, că El mai fusese în Ierusalim. A intrat conform profețiilor făcute de doi profeți ai Vechiului Testament. Conform lui Isaia, în capitolul 62, versetul 11 și versetul 12, și conform prorocului Zaharia, în capitolul 9, cu versetul 9. A venit ca împărat la Ierusalim. Și oamenii din Ierusalim, din poporul lui Dumnezeu, au realizat că vine împăratul și nu i-au pregătit calea. Dragii mei, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, de la versetul 19 la versetul 21, ni se spune că s-a dus elita bisericii din vremea respectivă la Ioan Botezătorul. Și l-au întrebat, ești cumva trimisul? Și Ioan Botezătorul a spus, nu sunt. Dar ești cumva Ilie? Nici Ilie nu sunt. Dar ești cumva prorocul, ești predicatorul ca fratele Bălănoiu? Și a spus, nici asta nu sunt. Dar atunci cine ești? Și Ioan Botezătorul a spus, eu sunt decât un instrument. Eu sunt decât un glas. Glasul celui care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. De multe ori, de multe ori se întâmplă. Nu cred că s-a întâmplat și la Betesda. Să ne rugăm și Domnul să nu ne asculte rugăciunile. Să cerem intervenția Domnului să vindece și Domnul să nu vindece. Și de ce?
Pentru că am uitat să facem ce ne-a spus Ioan Botezătorul. Să pregătim calea Domnului. Dar de multe ori nu mai știm cum să pregătim calea Domnului. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 3 cu versetul 5, ne-a spus Ioan Botezător. Și a zis, orice vale să fie ridicată, să fie astupată. Și orice munte și orice deal să fie coborât. Eu înțeleg de aici. Ca să vină Domnul să lucreze la Betesda, la Betel, la Emanuel, la Elim. El vrea uniformizare. Nu unul să se vadă prea sus și altul prea jos. Unul prea bogat, altul prea sărac. Unul prea cu școală și altul fără școală. Unul prea de viță nobilă și altul vai de capul lui. Domnul vrea să renunțăm la mândrie și să începem cu smerenia. Și atunci El va lucra. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Când se uită Iisus Hristos la noi, pe toți ne vede la fel. Și de ce? Pentru că El este un Dumnezeu care nu privește la fața omului. Nu se uită la fața omului. Binecuvântat să fie numele Lui. A intrat Domnul triumfal în Ierusalim și în Matei, în capitolul 21 cu versetul 8, ni se spune că oamenii au încercat să-i pregătească calea. Ucenicii s-au dezbrăcat de haine și le-au pus pe măgăruși să stea Domnul pe haine. Dar mulțimile adunate s-au dezbrăcat de haine și le-au așternut așa pe drum, au făcut covor din ele. Au luat ramuri, au luat frunze și le-au așternut pe drum. Eu chiar mi-am pus întrebarea în mintea mea, oare ce-o fi gândit măgărușul în capul lui când a văzut atâta onoare? Probabil că e și el cineva, că e și el important. De multe ori, dragii mei, și noi procedăm tot așa. Dacă un frate are o predică așa de la Domnul, dacă o soră are o cântare unsă cu Duhul Sfânt, dacă un frate are o lucrare de prorocie cu da și amin, noi imediat ne dezbrăcăm în fața măgărușului și zice, frate, ce predică ai avut, ce lucrare, ce cântare, și măgărușului îi place. Se umflă de mândrie, mai să treacă peste amvon. Păi toată slava să o dăm Domnului, aleluia, că Domnul o merită, amin. Auziți dumneavoastră? Au așternut pe drum frunze, ramuri. Păi Domnul de la noi frunze așteaptă, ramuri așteaptă. Dragii mei, Domnul de la noi așteaptă roadă. Și să ne ajute Dumnezeu să aducem roadă și roada să fie bună. Amin. Tot în Matei, capitolul 21, cu versetul 12, ni se spune că Domnul a intrat în templu la Ierusalim, în biserică. Și ce a văzut acolo nu i-a plăcut. Erau schimbători de bani, vânzători de porumbei, de turturele. Domnul s-a supărat, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a scos afară vânzătorii de porumbei, de turturele. Și a decretat pentru lumea de atunci și pentru lumea de acum. Și a zis, oameni buni, casa tatălui meu nu-i loc să se facă campanie electorală. Casa tatălui meu nu-i supermarket, nu-i peșteră de tâlhari. Casa tatălui meu este casă de rugăciune. Amin. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta. Oare prin bisericile Domnului de astăzi mai sunt schimbători de bani? Mai sunt vânzători de porumbei și de turturele? Vă spun, dragii mei, sunt mai mulți acum decât pe vremea Domnului. Anul 2019, anul 2020, în România vor fi ani electorali și vor veni schimbătorii de bani să-și facă campanie electorală în bisericile noastre și vor vinde adevărul lui Hristos pe minciunile lor. Dumnezeu să ne ajute ca de aici, de la amvonul bisericii, să se propovăduiască adevărul lui Dumnezeu. Amin. Mai sunt vânzători de porumbei, de turturele? Sunt unii în stare de la amvonul bisericii să vândă cioara vopsită și să spună că e papagal. Bancuri, glume, povești, lucruri de nimic. Facă Domnul că atunci când vorbim de aici, să vorbim călăuziți de porumbelul sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Domnul s-a supărat, spune Scriptura, și a ieșit din templu. Și a plecat spre Betania, spre muntele măslinilor. Și momentul acesta este surprins aici, în Matei, în capitolul 24. S-a dus Domnul, s-a așezat acolo, pe muntele măslinilor, în grădina. Și au venit ucenicii la Domnul și cu alte cuvinte i-au zis, Doamne, am văzut că membrii bisericii nu ți-au plăcut. Asta e realitatea. Dar uite, poate îți place clădirea. Uite ce arhitectură. Templul lui Solomon era una din minunile lumii în vremea respectivă, făcut de Solomon după proiectul lui Dumnezeu. Uite ce arhitectură. Doamne, știi ce am făcut? Uite, ne-am pus parchet de bambus.
Ne-am pus gresie spaniolă, avem geamuri termopane, avem aer condiționat, avem plasme, avem camere de luat vederi. Poate îți plac aceste lucruri, Doamne, dacă nu ți-au plăcut membrii bisericii. Și Domnul s-a uitat la ei și a spus, adevărat vă spun, aici nu va rămâne piatră pe piatră. Vreau să vă spun ceva. Aceasta a fost o profeție dată de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, valabilă atunci și valabilă și acum. Puteți să credeți acest lucru? Amin. Dumneavoastră aveți o biserică frumoasă. Noi avem una și mai mare și mai frumoasă la Hunedoara Golgota. Aici în Austria sunt biserici mult mai mari decât ale dumneavoastră, mai somtoase. Și ceea ce a spus Domnul atunci este valabil și pentru bisericile noastre. Amin. Știți de ce? Că indiferent de construcțiile pe care le-am făcut noi aici pe pământ, hotelul ăla cel mai înalt din Dubai, din kilometru, blocurile zgârie în nori gemeni, ele nici nu mai există, din New York. Spune cuvântul că tot ce este pe pământul acesta va arde cu trosnete mari. Praful și pulberea se va alege. De aceea v-am spus că prorocia a fost valabilă și atunci și este valabilă și acum. Eu cred că pe ucenicii a apucat disperare și a zis, Doamne, dacă templul lui Solomon, dacă turnurile gemene de la New York, dacă cel mai înalt hotel, dacă casa mea pe care am construit-o în Austria, sau pe aia pe care am făcut-o în România, și am muncit și m-am chinuit, se va arde, se va alege praful și pulberea de ea. Asta este grozăvie. Și Domnul le spune, nu. Pe voi să nu vă preocupe că atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, voi nu o să mai fiți aici pe pământ. Voi o să fiți cu mine în paradisul acela despre care a cântat sora Damaris. Binecuvântat să fie numele Domnului. Păi la o asemenea veste, cred că a prins entuziasmul pe ucenici, pe apostoli și a zis, Doamne, păi dacă stau lucrurile așa, dacă noi o să fim cu tine, pe noi nu trebuie să ne mai preocupe atunci nimic. Și acum urmează mesajul Domnului pentru biserica Domnului de atunci, pentru biserica Domnului care a urmat de atunci până acum, pentru biserica Domnului de acum și pentru biserica Domnului care va urma de aici încolo până când va veni Domnul. Mesajul valabil pentru biserica Betesda, pentru biserica Golgota de la Hunedoara, pentru biserica Betel, pentru biserica Elim, pentru biserica Emanuel și pentru toate bisericile din lumea aceasta. Și mesajul acesta, vreau să vă spun ceva, este valabil 365 de zile din an sau 366 când anul este bisect. Și acesta este mesajul și nu e mesajul meu, este mesajul lui Iisus Hristos, aleluia, Domnul. Aleluia. Și uitați ce spune Domnul. Băgați de seamă, biserică Betesda, biserică Elim, Betel, Golgota, sau cum te vei numi, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și în baza acestui cuvânt, în baza acestui mesaj, care vine de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vreau cu ajutorul Domnului să vorbesc în seara aceasta despre șapte mari înșelăciuni care bântuie în poporul lui Dumnezeu. Șapte mari înșelăciuni, trei în Vechiul Testament și patru în Noul Testament, ca să vedeți că mesajul Domnului din acest cuvânt este valabil și acum. Prima mare înșelăciune din Vechiul Testament este înșelăciunea fraților. Auziți? Poți să vii la adunare, la Betesda, la Betel, la Elim, la Golgota, la Emanuel și să te înșele fratele de lângă tine. Fratele care cântă din aceeași arfă de cântări, care vine cu Biblia la el, alții nu mai vin cu Biblia la ei. Spune, eu am pe celular, eu am pe telefon. Facă Domnul să avem cuvântul lui în inima noastră. Amin. Fratele tău. Uitați și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Genezei, în capitolul 27, cu versetul 36. Esau a zis, primul născut al lui Isaac, fiul lui Avram, nepotul lui Avram. Esau a zis, nu degeaba i-a zis Iacov, era vorba de fratele lui, că m-a înșelat de două ori. Când mi-a furat dreptul de întâi născut și iată că acum m-a înșelat a doua oară. Și a venit și mi-a furat binecuvântarea. Fratele lui de trup și fratele lui de credință. Dar ne punem întrebarea, oare cum l-a înșelat? De fapt, ce s-a întâmplat? În cartea Genezii, în capitolul 25, de la versetul 33 la versetul 35, ni se spune
că Esau s-a aflat într-o criză cumplită. A fost la vânătoare, n-a prins nimic. S-a întors acasă, mesit de foame. Fratele său Iacov făcea prăjeala la ciorba de linte. S-a dus la el și a zis, uite, nu am nimic de mâncare, sunt în criză. Mă poți ajuta? Îmi poți da și mie o ciorbă de linte? Și a zis, da, îți pot da. Dar uite, este momentul să facem afaceri acum. Îți dau o ciorbă de linte dacă tu îmi dai dreptul tău de întâi născut. S-a uitat Esau la Iacov și a zis, da, la ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut dacă eu mă aflu în șomaj? Dacă eu sunt cu burta goală? Dacă eu mi-am pierdut serviciul în Austria? Dacă eu mi-am pierdut serviciul în Italia? Și nu vreau să mă întorc în România? Ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut? Îl dau fără nicio problemă. Și și-a vândut dreptul de întâi născut și a pierdut și binecuvântarea. E criză în Austria, e criză în România, e criză în America, e criză în Belgia, în Anglia, în Franța și pe toată suprafața Pământului. Și există frați, vă spun cu certitudine, care vin, băi, deșteptați-vă și voi. Nu fiți tot așa înapoi cu alte cuvinte. Orientați-vă și voi cum se orientează alți. Dacă unii fură, fura și voi. Dacă unii mint, minți și voi. Dacă unii înșală, înșela și voi. Vreau să vă spun, nu-i ascultați, că aceasta este o mare înșelăciune. Vă veți pierde dreptul de întâi născut și veți pierde mântuirea și cetatea de sus, Ierusalimul Ceresc. Doamne, ajută-ne să nu ne lăsăm înșelați. Dacă ar fi acesta primul caz și ar fi un caz izolat în Scriptură, ar fi cum ar fi. Dar sunt mai multe cazuri. Uitați-vă și dumneavoastră în Cartea Genezei, în capitolul 35 cu versetul 22, de data aceasta primul născut al lui Iacov, Ruben, s-a uitat în casa tatălui său, a lui Israel, a lui Iacov. Și a zis, băi, dar cum trăiește tata ăsta, mă? Are două neveste, are două țitoare. Eu nu pot să trăiesc ca el. Și spune Scriptura că s-a culcat cu roaba acestuia Bilha, spurcând patul tatălui său. Și ce s-a întâmplat cu el? A pierdut dreptul de întâi născut și numele lui nu este scris acolo în Cartea Neamului lui Iisus Hristos. Dar ce ne facem? Că aici, în Austria, dar în toate țările Europei, să promovează acum căsătoria de probă. Bă, nu o lua așa ca apucatul. Stai, ia un an, doi, vezi, corespunde, nu corespunde. Dacă corespunde ei, dacă nu, o lași. Concubinajul a ajuns la modă. Păi uitați, toată Europa spune că e creștină. Și cunosc un frate apropiat de mine, în zona Lințului trăiește, a cărui fată de ani de zile trăiește în concubinaj, are și copii. Și el strigă la Dumnezeu să îndure. Și a spus, lasă, Doamne, că doar sunt împreună. Asta este o mare înșelăciune. Se pune problema legiferării concubinajului. Dacă ei recunosc că sunt împreună, lasă-i, Doamne, să stea așa. Care e problema? O altă înșelăciune a fraților, spune Scriptura în 2 Samuel, în capitolul 13, versetul 3, că de data asta primul născut al lui David, Amnon, prințul lui Israel, s-a îndrăgostit de sora sa Tamara. Auziți de cine s-a îndrăgostit Amnon? Și a venit la el un frate de-a lui în credință, Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, verișorul lui din frate. Și a spus, mă, uite cum să procedez. Uite, invit-o la o cafea. Eu parafrazez puțin acum. Navigați pe internet. Cheamă-o la tine acasă, serviți o prăjitură, mâncați-o înghețată. Pune mâna pe ea și violează. Și a violat-o, dragii mei. Și ce s-a întâmplat cu Amnon? A murit. Și a pierdut dreptul de întâi născut pentru totdeauna. E o perioadă grea. Auzim lucruri îngrozitoare care se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne uităm la ce face tata, la ce face unchiul, la ce face fratele, la ce face verișorul. Noi trebuie să ne uităm la Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne! Amin. Înșelăciunea fraților este o înșelăciune care este mai puternică acum decât în vechime. A doua înșelăciune din Vechiul Testament este înșelăciunea prorocilor. Aș putea o nominaliza așa, înșelăciunea lucrătorilor. Asta o să vedeți că e valabilă și în Noul Testament. Spune cuvântul lui Dumnezeu că un împărat care nu făcea voia lui Dumnezeu, 2 Cronici, capitolul 18, numele lui este Ahab, a invitat la el un împărat care făcea voia lui Dumnezeu, pe Iosafat, împăratul lui Iuda. Și Iosafat s-a dus. Că nu se duce cel rău la cel bun, se duce cel bun la cel rău. S-a dus acolo, au mâncat, au băut și la un moment dat pe Ahab l-a prins optimism și a zis, n-ai vrea să mergi cu mine să ne luptăm cu sirienii la Ramotul din Galad? Și Iosafat a zis, ba da, aș veni cu tine, că mi-e drag de tine. Ne-am făcut și cuscri, erau cuscri.
Dar nu știu dacă e voia lui Dumnezeu. Păi de ce am făcut adunare aici? Uite, am aici 400 de proroci, ne vor spune ei dacă e voia lui Dumnezeu sau nu. Și 400 de proroci au prorocit ca la Indigo. Suie-te că Domnul îți dă izbândă. Închila prins optimismul și mai tare pe Ahab și disperarea și mai mult pe Iosafat. A zis, băi, cum-ți cred? La noi, la Ierusalim, nu toți prorocesc la fel, mă. Ăștia te au prorocit așa ca la Indigo, ca pe CD. Nu mai ai vreunul. Și a zis, mai am unul. Pe Mica, dar ăsta nu-mi place deloc cum predică. Nu-mi place deloc cum prorocește. Și a venit Mica, dragii mei, și n-a prorocit ca cei 400. A zis, văd Israelul risipind pe munți și pe dealuri ca oile fără păstor. De cine a ascultat Ahab? De Mica? Nu. A ascultat de cei 400. Că ne plac prorocii mincinoși, care ne laudă. Nouă să ne placă ei adevărați, prin care Domnul ne mustră, că asta este dovada că Domnul ne iubește. Amin. Proroci care înșală poporul. Văd starea poporului că e rea și ei spun că sunt bine. Dumnezeu să îndure de noi. Amin. În cartea 1 Împărați, în capitolul 13 cu versetul 18, să vă mai dau exemplu, încă un exemplu, îi se spune că după ce Domnul a trimis prorocul său de la Ierusalim la Betel să prorocească împotriva altarului ridicat de Roboam, prorocie cu da și amin, se face acolo o minune, se crapă altarul în două, întinde Ieroboam mâna să prindă prorocul, mâna îi se usucă, se roagă prorocul, mâna îi se vindecă. Și ăsta îl invită la masă. Ieroboam, zice, hai la mine. Dau o bere, dau o țuică, e în ordine, masă. Acum, dacă vrei, te duc și la restaurantul chinezesc. Nu-i problemă. Și ăsta se uită la el și spune, nu pot. De ce? Pentru că eu nu pot să iau masa cu un împărat care nu face voia lui Dumnezeu. Eu sunt așteptat la Ierusalim să iau masa cu marele împărat. Mi-a spus să nu mănânc la drumul ăsta și să nu beau. Să vin pe un drum, să mă întorc pe altul. Ascultat de Domnul până la un moment. Și nu în Împărați, capitolul 13 cu versetul 18, ne spune că a venit un alt proroc care a spus și eu sunt proroc ca și... Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, era ca și el? Păi dacă era ca și el, de ce l-a trimis Domnul pe acela de la Ierusalim la Betel? Nu putea să dea lucrarea printre ăsta de la Betel? Spune, un înger al Domnului mi-a spus să vii la mine să mănânci și până te întorci sănătos acasă. Să fim foarte atenți ce îngeri ai Domnului ne vorbesc. Că un înger al Domnului a fost și acela care a fost un înger de lumină și a devenit îngerul întunericului. N-a ascultat de Domnul, a ascultat de prorocul mincinos și a murit. Haide să ascultăm de Domnul. Amin. Și Dumnezeu să scoate proroci adevărați. Amin. Care când zic așa vorbește Domnul, Domnul să vorbească. Amin. Amin. În cartea Deuteronomului, în capitolul 13 cu versetul 1, spune omului Dumnezeu Moise, Domnul prin Moise zice, dacă se va ridica în mijlocul vostru un proroc, un visător de vise, un predicator, așa ca fratele Bălănor, bă, și va avea o predică deosebită, va avea o lucrare cu da și amin. Dar dacă va zice, feriți după mine să slujiți unor Dumnezei pe care nu-i cunoaște, să nu vă duceți. Că asta este o mare înșelăciune. Dumnezeu vă pune la încercare. Sunt oameni, mulți, care se pretind lucrătorii Domnului și care au dus poporul lui Dumnezeu în rătăcire. Dumnezeu să se îndure de ei. A treia înșelăciune din, mare înșelăciune din Vechiul Testament, este înșelăciunea conducătorilor. Asta e la modă și acum. Păi uitați-vă și dumneavoastră, toată Europa este creștină. Și ce se legiferează în Parlamentul Uniunii Europene, la Bruxelles? Ce se legiferează în Parlamentul României, în Parlamentul Austriei, în Parlamentul Angliei, în camera lor, zilor acolo, în senatul lor. Te apucă disperare. Dar îi lăsăm pe ăștia politici, îi lăsăm pe ăștia economici. Îi luăm pe aceia care coordonează poporul lui Dumnezeu, conduc poporul lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Spune Scriptura în 1 Împărați, în capitolul 12, de la versetul 29 la versetul 31, că Dumnezeu îl pune împărat în Israel pe Ieroboam. Și Ieroboam să înșele poporul, face două biserici ăsta, două altare. Unul la Dan și unul la Betel. Pe ăla de la Betel a trimis Domnul prorocul de la Ierusalim să prorocească împotriva lui. De ce? Să ducă poporul în rătăcire. Să nu se mai închine cum s-a închinat. Că Domnul a zis, mă, voi cei din poporul nu să aveți un singur altar și altarul să fie la Ierusalim. S-a făcut două, dar nu le-a făcut după proiectul lui Dumnezeu. Le-a făcut după proiectul lui Faraon din Egipt. Una. În al doilea rând, ăsta a luat hotărârea să schimbe sărbătorile Domnului. El le-a schimbat decât data, le-a ținut cu o lună mai târziu, dar noi le-am schimbat cu totul. Să țină acum sărbători prin bisericile care să pretindă ale Domnului de te prinde disperarea.
Oameni buni, eu vă întreb pe dumneavoastră, 8 martie este o sărbătoare a Domnului? Nu. Sărbătoare a femeii? Da. Păi și noi de ce o ținem prin biserici? Că atunci când este 8 martie stau frații la intrare cu buchetele de flori în brață să le dea la surori flori, că e sărbătoarea femeii. Surorile noastre merită flori, le putem da în fiecare zi a anului. Amin. Dar trebuie să înțelegem o dată și pentru totdeauna că aici în biserică unul singur este sărbătorit. Acela care a murit pentru ea. Binecuvântat să fie numele Lui. Sunt alții care au inventat alte sărbători. Avem noi români obiceiul ăsta de a importa și întotdeauna importăm ce este rău. Eu m-am întors mai târziu la Domn. Și la noi în România nu era sărbătoare aceasta, dar pe asta am luat-o din import, de la englez, de la francez. Se numește Valentine's Day, sărbătoarea îndrăgostiților. Asta e sărbătoarea unui Dumnezeu păgân al lui Cupidon, Cupidon ăla cu arcul, care întotdeauna țintește inima, dar nimerește mintea. Și auzi câte o soră, câte un frățior, zice, bă, așa m-a săgetat Cupidon, așa m-am îndrăgostit, dar de cine te-ai îndrăgostit? Cântă în cor, în grupul de încântare și laudă, a, nici vorbă, frate, ăsta nici măcar ortodox nu este. Hai să nu deschidem inima la săgețile lui Cupidon, să deschidem inima lui Iisus Hristos. Amin, Doamne ajută-ne la asta. Sărbători păgâne. Și ce fac tinerii din biserică? Nu trebuie să supere pe mine. De Valentine's Day, de sărbătoarea îndrăgostiților, zice, frate, trimitem și noi mesaje, dar noi transmitem din cântarea cântărilor, din Biblie. Haide să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie. A schimbat sărbătorile Domnului. Și în al treilea rând spune că a rânduit preoți după plăcerea Lui. Păi noi să rânduim lucrători după plăcerea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Trei mari înșelăciuni din Vechiul Testament și acum vreau să vă vorbesc despre patru mari înșelăciuni din Noul Testament. Prima înșelăciune, înșelăciunea înțelegerii greșite a libertății în Hristos. N-ați auzit? Că suntem liberi în Hristos să facem ce vrem. Dacă vrei să bei, poți să bei. Sunt frați care spun asta. Dacă vrei să fumezi, poți să fumezi. Eventual facem o recomandare să fumezi cu mai puțină nicotină, să nu te îmbolnăvești. Dacă vrei să trăiești în concubinaș, să trăiești în concubinaș. Dacă vrei și cu lumea, se poate și cu lumea, se poate și cu Dumnezeu. Eu vreau să vă spun în această seară, nu se poate. Amin. Sunt mulți și spun că ne-a dat Dumnezeu libertate. Da, ne-a dat Dumnezeu libertate. Dar nu ne-a dat, dragii mei, Dumnezeu libertate să legiferăm avorturile, crima la nivel național și milioane de copii au murit în România înainte de să naște. Nu ne-a dat nouă Dumnezeu libertate să legiferăm homosexualitatea. Nu ne-a dat Domnul Dumnezeu libertate să legiferăm prostituția. Nu! El ne-a dat libertate să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, ca El să aducă vremuri de înviorare. El ne-a dat nouă libertate ca să ne bazăm pe o forță care se numește rugăciune și pe un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. De asta ne-a dat Domnul libertate. Uitați-vă și dumneavoastră ce spune apostolul nostru favorit vis-a-vis de libertatea asta greșit înțeleasă în 1 Corinteni în capitolul 6 cu versetul 9. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici oții, nici ceilacomi, nici bețivii, nici defaimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Adică știți ce înțeleg eu de aici? Că cei care vin și ne spun că Dumnezeu e tolerant cu păcatul sunt niște mari înșelători. Dumnezeu nostru nu-i tolerant, Dumnezeu nostru este sfânt. Amin. O mare înșelăciune. Înșelăciunea înțelegerii greșite a libertății în Hristos. Spunea cine adone, poți să faci orice. Că doar Hristos a murit pentru păcatele tale. Da, a murit Hristos pentru păcatele mele ale dumneavoastră, pe care le-am făcut în vremurile de neștiință, dar când l-am cunoscut pe El, am realizat păcatele pe care le-am făcut, le-am mărturisit și am luat hotărârea să nu le mai facem și El le-a șters pentru totdeauna. Aleluia. Doamne, îți mulțumim pentru asta. Amin. O a doua înșelăciune care este mai la mod acum decât pe vremea Domnului, chiar Domnul Iisus Hristos vorbește despre ea, El personal. În Evanghelia după Matei, în capitolul 13, spune Domnul că a ieșit semănătorul și semănătorul a fost El, Iisus Hristos. Și a semănat sămânța și sămânța a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și sămânța cuvântului Dumnezeu a căzut pe teren cu fertilitate diferită. Pe teren bătătorit, pe teren cu spin, pe teren cu mărăcini, pe teren stâncos și pe teren cu fertilitate bună. Și când tălmăcește această pildă, în Matei, în capitolul 13, cu versetul 22, Domnul spune ceva în genul acesta, parafrazez din nou, dar veți vedea din contextul cuvântului.
Poți să fii la adunare, zice Domnul. La Betesda, Doamne? La Betesda. La Elim? La Elim. La Golgot? La Golgot. Și să asculți predici. Și este cineva care vă înșală. Care și când predică Bălănoiu? Poți să predice Bălănoiu toată ziua. Și când predică Gabi Zegrea, Nelu Brie? Nu contează. Există cineva care vă înșală și face ca sămânța cuvântului Dumnezeu să fie neroditor în inima voastră. Și continuă Domnul și spune: îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților. Oameni buni, asta e cea mai mare înșelăciune care bântuie acum în poporul lui Dumnezeu. Îi lăsăm pe ea din lume. Vorbim de noi. Eu vorbesc în dreptul meu și dumneavoastră să vă gândiți în dreptul dumneavoastră. Înșelăciunea bogăților. De dimineața până seara alergăm, unii prin Austria, alții prin Germania, alții prin Franța, noi prin România. De ce? Pentru că n-am înțeles că nu putem să slujim la doi Dumnezei. Domnul a spus: mă, nu puteți să slujiți și lui Mamona și lui Dumnezeu. Facă Domnul să-i slujim Dumnezeului adevărat. Nu ne mai încredem în Dumnezeu. Și Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 6 cu versetul 31, a spus: nu vă îngrijorați, fraților de la Betesda, fraților din România, din Anglia, din Franța, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, ce veți îmbrăca, căci toate aceste lucruri neamurile le caută Tatăl vostru din ceruri știe că aveți trebuință de ele. Știe Tata. Binecuvântat să fie numele Lui. Am avut pâine în anul 2018 pe masă pentru că El a fost bun, nu pentru că noi am fost deștepți. Avem pâine în anul acesta pentru că El ne dă pâine în fiecare zi. Și nu ne dă numai nouă, dă pâine și mâncare la 7 miliarde de oameni. Și marea majoritate a oamenilor care trăiesc pe pământ îl blastămă și îl înjură pe Dumnezeu. Dar eu cred că noi cei care ne-am adunat în seara aceasta la Betesda, nu ne-a dat Domnul un duc de batjocură, nu ne-a dat un duc de frică, nu ne-a dat un duc de robie, ne-a dat un duc de înfiere care ne face să strigăm în seara aceasta: Ava, adică Tată, îți mulțumim pentru ce ne dai. Binecuvântat să fie numele Domnului. Înșelăciunea bogăților. Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, zice: de aceea, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite care îi duc pe oameni spre prăpăți și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cei care au alergat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Dragii mei, e o problemă dacă nu înțelegem acest lucru. Domnul ne-a spus: nu vă îngrijorați, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Binecuvântat să fie numele Domnului. Avem noi români, în special, nu știu cum e pe aici prin Austria, o atitudine care nu-i place lui Dumnezeu. Dacă mai primim câte o pungă de macaroane, câte o sticlă de ulei, câte un pachet de margarină, zice: uite cum ne-au binecuvântat belgienii, francezii, englezi, nemți, austrieci. Și acolo, fratele Domnului, în epistola asta, în capitolul 1, cu versetul 16, spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice dar bun și desăvârșit nu vine de la America, nu vine de la austrieci, nu vine de la englez, de la francez. Dar de unde vine, frate Iacove? Vine din cer, de la Tatăl Luminilor. Dacă El vrea să plouă, plouă. El ține în mână zăpada, El ține în mână ploaia, El le ține în mână și pe noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt oameni care pot pierde împărăția lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, în capitolul 19, versetul 22, s-a dus un tânăr bogat la Domnul și a spus: vreau și eu să moștenesc cerul, vreau și eu să moștenesc paradisul, ce să fac? Și Domnul a pus la probă: vinde tot ce ai, împarte la sărac și vei avea o comoară în cer, dacă tu crezi în cer. Apoi ia-ți crucea și vină după mine. Intră în lucrarea mea. Dacă eu mă aplec să-l ridic pe cel căzut, apleacă-te și tu. Dacă eu îl mângâi pe cel în suferință, mângâi-l și tu. Dacă dau mâncare la cel flământ, dă și tu. Dacă îl îmbrac pe cel gol, îmbracă-l și tu. Și ce a spus omul acesta? Doamne, tu du-te cu ale tale, eu rămân cu ale mele. Dumnezeu să ne ajute să nu ratăm cerul lui Dumnezeu pentru lucrurile pământești. Doamne, ajută-ne. Înșelăciunea bogăților. O înșelăciune care este la modă în poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ferească de ea. Amin. A treia înșelăciune din Noul Testament
este înșelăciunea înțelegerii greșite a unității în Hristos. Prima a fost a libertății în Hristos. A treia este înțelegerea greșită a unității în Hristos. Fac o pauză. Haideți să o lăsăm pe asta ultima. O să revin la ea. Și să punem a treia înșelăciune, ca să rimeze cu cea din vechiul, înșelăciunea lucrătorilor. Că v-am spus că asta se găsește și în nou. Înșelăciunea lucrătorilor. Și revenim la asta care am zis-o mai înainte. Înșelăciunea lucrătorilor valabilă și în Noul Testament. În epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 6, versetul 7 și 8, apostolul Pavel spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Iar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică și pace. Amin. Cui vorbește Domnul acolo? Mie îmi vorbește. La frații care sunt aici lângă mine. La cei care fac lucrarea Domnului. Și spune: cine seamănă în firea pământească, dezastru, moarte. Numai cine seamănă în Duhul, recolta este foarte bine. Bună. Osea, prorocul Domnului, în cartea sa, în capitolul 10 cu versetul 12, spune: semănați potrivit cu neprionirea și veți secera potrivit cu îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă, mi-am pus întrebarea, să semeni în firea pământească? Să vrei să fii vedetă. Să vrei să ai notorietate, să te aplaude oamenii. Știți că sunt unii care le place să fie aplaudați. Am văzut pe cineva care a mers la o biserică, la Timișoara. Nu spun care e biserica. A fost așteptat în fața bisericii cu camera de luat vedere. A mers, a plimbat prin birou, prin biserică, a predicat. L-au dus până la mașină cu camera de luat vedere. Le făcea am zis: Doamne, așa ceva nu se poate. Vrem să fim actori. Vrem să fim vedete. Vrem să avem notorietate. Și dacă nu mai merge cu cuvântul, o dăm pe bancuri, pe glume, pe povești. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ce înseamnă să semeni în firea pământească? Chiar atunci când predici cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l trăiești. Una să spui și alta să faci. Dar ce înseamnă să semeni în Duhul? Atunci când vorbești, să vorbești cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinești. Amin. Și atunci oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Și Dumnezeu le va da viață veșnică. Amin. Uitați și dumneavoastră ce spune apostolul Pavel. Tot apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 4 cu versetul 1. Zice: dar Duhul, nu firea, dar Duhul spune lămurit că în zilele din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de dureri înșelătoare și de învățătura. Nu va apucă disperarea. Să ne alipim de învățătura dracilor, să venim la biserică marța, joia, vinerea, duminica, dimineața după masa și totuși să ne lipim de învățătura, să ne alipim de învățătura dracilor. Se poate așa ceva? Dumnezeu să se îndure de noi. Dar ca să nu ne alipim de învățătura dracilor, trebuie să știm care e învățătura lui Dumnezeu, care e învățătura bună. Și apostolul Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1 cu versetul 1, spune așa: la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Oameni buni, tot ce e în Biblie, în Scriptură, referitor la pocăință, referitor la credință, referitor la mântuire, referitor la vindecare, este învățătura lui Dumnezeu. Tot ce e în afara Scripturii, referitor la aceste lucruri despre care v-am vorbit, este învățătura celuilalt. Păi uitați-vă ce se promovează acum. Că fiecare se mântuiește prin cine vrea. Că dacă vrei să te mântuiești prin Allah, se poate prin Allah. Dacă vrei prin Buddha, se poate prin Buddha. Dacă vrei prin Dalai Lama, se poate prin Dalai Lama. E, și dacă vrei prin Iisus Hristos, se poate și prin Iisus Hristos. Haide să spunem tuturor că nu există nume dat oamenilor sub soare în care să existe mântuire decât numele care este mai presus decât orice nume. Binecuvântat să fie numele Lui. Învățătura dracilor care vin și ne spun că se poate oricum, că e divertisment, că e discotecă în biserică. Vreau să vă spun, noi avem un Dumnezeu care este sfânt. Amin. Doamne, ajută-ne să realizăm acest lucru. Tot apostolul Pavel, că sunt de vină și lucrătorii, dar de vină de multe ori suntem și noi ascultătorii. În a doua epistolă către Timotei, în capitolul 4 cu versetul 3, spune că va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele inimilor.
care să le spună istorisiri închipuite, bancuri, glume, să se simte bine. Trăim o asemenea vreme, dragii mei. Facă Domnul să înțelegem că în cuvântul acesta, în cuvântul lui Dumnezeu, e putere de sfințire. În cuvântul lui Dumnezeu e putere de binecuvântare. Că în cuvântul lui Dumnezeu este putere de vindecare. Că în cuvântul lui Dumnezeu este putere de înviere a morților. Cântați dumneavoastră o cântare care sună în mod deosebit. Și cântarea spune: cuvântul tău e adevărul din veșnicie ai neschimbat. Mai înainte de a fi cerul a fost cuvântul tău curat. Cuvântul tău nu-i râs, nu-i glume, nici vorbe fără căpătâi. Cuvântul tău e înțelepciune și în toate el a fost întâi. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru învățătura bună, pentru cuvântul său. Amin. Înșelăciunea lucrătorilor. A patra înșelăciune, am lăsat-o la sfârșit, nu că nu o puteam pune a treia sau a doua, că aș vrea să povesc puțin mai mult asupra acestea. Este înșelăciunea înțelegerii greșite a unității în Hristos. Uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă la nivel mondial. Se propovăduiește ecumenismul. Ce vine acum să zic, lasă-mă că toți sunt buni. Sunt buni și ortodoxi, și sunt buni și catolici, și martorii lui Iehova, și adventiști, și baptiști, și penticostali, și creștini după Evanghelie. Bă, sunt buni și budiști, și musulmani. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Unul singur este bun. Dumnezeu! Nu e ecumenismul. Și uitați apostolul Pavel, ca și cum ar fi știut ce se întâmplă, în 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 33 și versetul 34, spune: nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt unii între voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Auziți dumneavoastră? Tovărășiile rele strică. Și ce am înțeles eu de aici? Că sunt obiceiuri bune și obiceiuri rele. Și din start ne punem întrebarea care sunt alea bune și care sunt alea rele, nu? Și am să vă dau în seara aceasta câteva exemple de obiceiuri rele. Și dacă s-au strecurat cumva în mijlocul nostru, să le scoatem afară pentru totdeauna. Unul deja vi l-am dat cu sărbătorile astea ale lumii. Dar mie mi s-a întâmplat că în preajma sărbătorilor de iarnă, mergând în bisericile noastre penticostale, le lăsăm pe celelalte. Când urcam la amvon, am văzut în dreapta amvonului plantat un copac acolo. Într-o biserică erau doi, unul în dreapta, unul în stânga. Împodobit cu beculețe, cu globulețe, pe la noi pe acasă, ce să mai spunem, la modă. Și am întrebat pe frate, mă, de ce s-a dus copacul în biserică? S-a uitat la mine și a zis, frate Costel, pentru că e verde și simbolizează viața. Și am zis, total eronat. Bradul nu simbolizează viața, că nu aduce niciun fel de rod. Îl împodobim noi cu mere, cu pere, cu portocale, cu beculețe, cu globulețe. Pomul care simbolizează viața, dragii mei. Nu îl împodobim noi. Îl împodobește Dumnezeu. Vorbește Scriptura despre el în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 2. Că dă 12 feluri de roade cât un rod pe fiecare lună. Și pomul vieții este Iisus Hristos, Domnul. Dacă vrem să intre pomul vieții în casa noastră, în biserica noastră, este bine să scoatem copaci afară. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Altă dată, în preajma sărbătorilor de primăvară, imediat o să vă spun ce am văzut chiar astăzi, nu... Cine nu crede, poate să meargă să vadă. Eram într-o biserică în străinătate de data asta, am intrat într-o adunare și frații cântau: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte că-L cânt. Am realizat, e învierea Domnului, sărbătoresc învierea Domnului, nu e nicio problemă. Domnul e viu, și dacă o sărbătoresc în luna august, am slavă lui Dumnezeu că Domnul a înviat. După ce ne-am bucurat cu frații, după ce s-a terminat adunarea, au zis să trecem într-o cameră alăturată, că dau o masă de dragoste. Când am intrat, am avut un adevărat șoc. Am crezut că masa este acoperită cu tricolorul României. Era roșie, galbenă și albastră. Plină de ouă colorate. Și am întrebat pe frații, bă, de ce l-ați colorat? Că noi le mâncam și albe. Știți care a fost răspunsul? Pentru că acesta este obiceiul. De unde luăm obiceiul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu spune că obiceiurile neamurilor sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Păi acum am văzut ceva de-am rămas interzis. Eu nu prea văd bine așa. Dar am pus ochelarii pe nas și am zis,
Bă, nu văd bine, am alucinații. Mi-a dat Domnul vreo vedenie, ceva acum și nu-mi dau seama. Eram aici, în Austria. Nu trebuie, și localitatea vă spun, la Kaffenberg. Și văd acolo un copac și zic, bă, ce sunt, doar n-au apărut acum merele, perele, ce. Era plin cu ouă colorate, roșii, galbene și albastre. Și a zis, bă, ăștia austrici au trecut înaintea noastră. Pur și simplu, pomii lor au început să rodească ouă. Obiceiuri care nu-i sunt plăcute lui Hristos. Dumnezeu să aibă milă de noi. Obiceiuri pe care le-am împrumutat pentru că am făcut tovărășii care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. V-am spus, sărbători pe care le luăm, le introducem în poporul lui Dumnezeu. Acum cu Halloween-ul, cu Baby Day, cu baloane prin adunare, când naște o soră, când nu știu ce, tot felul de lucruri dintre astea. Oare asta vrea Domnul de la noi? Dumnezeu să aibă milă de noi și să se îndure. Amin. Tovărășii rele. Și m-am gândit și la tovărășii. Am zis, bă, și tovărășile astea sunt de două feluri, bune și rele. Și am să vă dau din Scriptură, le lăsăm pe alea bune, decât pe ea o nominalizez, nu o detaliez în seara asta, poate altă dată. Dar am să vă dau exemplu de câteva tovărășii rele, să vedeți și dumneavoastră ce se poate întâmpla. Câteva exemple din Scriptură. În Cartea Genezii, în capitolul 13, cu versetul 7, ni se spune că Domnul pusese într-o tovărășie bună doi oameni, pe Avram și pe Lot. Și pentru că tovărășia era bună, au prosperat într-un mod deosebit. S-au înmulțit turmele, ceva grozav. Și în versetul 7 ni se spune că au luat hotărârea să despartă, să rupă tovărășia, asocierea. Și Lot a zis, băi, m-am fost cu unchiul Avram, a fost bine, dar acum vreau să mă fac tovarăși cu oameni suspuși, oameni importanți. Și în Cartea Genezii, în capitolul 14, cu versetul 2, spune că s-a aliat cu Bera împăratul Sodomei, cu Birșa împăratul Gomorii, cu Șeneab împăratul Anii, cu Șemeber împăratul Țeboimului și cu Belei împăratul Soarului. Ce ziceți? Că acum vreau să fiu prieten, dar acum, cu fratele Radu, vreau să fiu prieten cu ministru, bă, cu senatorul, cu un om important. Ăsta s-a aliat cu 5 împărați. Și când s-a dus să lupte cu Chedor la Omer împăratul Elamului, au dat bir cu fugiții, au căzut în gropile cu zmoale și unii au ajuns să robia lui Chedor la Omer. Și spune Scriptura că a venit părintele Avram cu 318 oameni, dar alia cu Dumnezeu din cer. Și l-a biruit pe Chedor la Omer. Dar spune Scriptura că Lot nu s-a dus cu Avram, s-a dus în Sodoma și a venit dezastru peste el. Dragii mei, haideți să nu ne aliem cu sodomiții, cu gomoriții, cu destrăbălații, să ne aliem cu Avram, că el e prieten cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Cel mai puternic om de pe suprafața pământului. Samson este numele lui. Ăsta cu mâna goală a omorât 30 de filisteni, cu o falcă de măgar a omorât 1000. A luat porțile cetății din Gaza cu stâlp, cu tot le-a dus până în vârful muntelui. Dar nu era puternic că făcuse altere sau culturi. Nu, era puternic că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Fie Duhul Domnului și peste noi. Dar în Judecători, în capitolul 13, cu versetul 25, se spune că Duhul Domnului îl plimba într-un perimetru foarte clar. La Maane, Dan, între Soria și Eștaol. Ce ziceți? Unii spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt și te miri pe unde îi plimbă Duhul lui Dumnezeu. Așa credeai, pe la discotecă, pe la stadion, pe la strand. Hai să rămânem în perimetru în care ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Ăsta n-a rămas! Și în Cartea Judecătorilor, în capitolul 16, cu versetul 4, ni se spune, a coborât la Gaza, în Valea Sorec, și a văzut-o pe Dalila. Și a zis, asta a dat tovarășe pentru mine. Și a intrat la Dalila și a pierdut vederea, și-a pierdut puterea și în final și-a pierdut și viața. Dragii mei, Dalila din punct de vedere literar reprezintă o femeie. Dar din punct de vedere spiritual reprezintă lumea care ne atrage cu mirajul ei. Și dacă ne vom uni cu lumea, ne vom pierde și vederea, ne vom pierde și puterea și în final ne vom pierde și viața. Haideți să ne unim cu Domnul. Că despărțiți de Domnul nu putem să facem nimic bun. Iacov, fratele Domnului, în epistola sa, în capitolul 4, cu versetul 4, spune extrem de dur. Și zice, suflete, prea curvare. Nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și cine se face prieten cu lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Haideți să fim prieteni cu Domnul. Ne este dragă lumea, asta e o problemă foarte mare, că nu se poate cu lumea și cu Dumnezeu. Cine iubește lumea, spune Scriptura, dragostea Tatălui nu este în el. Dar ce ne facem? Că în loc să-și pună amprenta Domnul pe casa noastră, pe biserica noastră, și-a pus amprenta lumea. Avem obiceiuri ca în lume, că de acolo le-a luat. Avem nunți ca în lume. I-am depășit pe ea din lume. Și dacă lumea este înăuntru, vreau să vă spun ceva, Domnul este afară.
Domnul este afară. Vă dau un exemplu frumos din Scriptură. În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, de la versetul 36 la versetul 40, ni se spune că în Iope era o uceniță numită Tabita, care făcea multe fapte bune. Și a murit, că mor și aia bun, mor și aia răi. Și a venit Simon Petru la Iope și frații surorile au început să-i vorbească despre Tabita. Ce făcea Tabita, ceva extraordinar. Putea să-i spună unii, bă, lăsați-o pe Tabita, mă, vorbiți despre bălănuiul, că ăsta predică. Dar Petru a zis, nu, bălănuiul n-are nicio importanță. Important este Tabita. Nu ne spune cuvântul cine era la Iope păstor, cine era predicator, cine era proroc, dar ne spune că era o uceniță numită Tabita. Facă Domnul că aici la Betesda să fie multe ca Tabita. Dar ce făcea Tabita? Spune, multe milostenii și multe fapte bune. Când a aflat Petru, în versetul 40, Faptele Apostolului, capitolul 9, a intrat în odaia în care era pusă moartă pe pat Tabita. Și a făcut ceva. Și ce a făcut? A scos toată lumea afară. Citiți și vedeți. Toată! N-a mai lăsat nici de sămânță. Și după aceea s-a rugat și a zis, Tabita, scoală-te. Și Domnul a înviat-o din morți. Dacă vom scoate lumea din casa noastră, din viața noastră, cu certitudine vă spun, Dumnezeu va face semne și minuni incredibile. Doamne, ajută-ne! Acum vă spun și pe asta, nu trebuie să se supere nimeni. Nu v-ați pus întrebarea cum intră lumea în casa noastră? Pe ce canale? Pe ce uși? Că întâi intră în casa noastră și din casa noastră o aducem în biserică. Relata un frate din zona Câmpiei Turzii că se pocăise și se pocăise bine. Și după 1990 a venit soția la el, copii, și a zis, mă, cumpără și tu un televizor. Fratele care se pocăise, un televizor nu cumpăr. Mă, cumpără și tu un televizor, că toți au televizoare acum. Mai văd și copiii o emisiune să mai destupă și ei la minte. Cumpără un televizor. Și sub presiunea familiei s-a dus și a cumpărat televizor. N-a avut mașină să-l care acasă, la care era cu spinare. Când a ajuns acasă transpirat, a dezambalat televizorul și când se-l bage în priză a zis, a văzut că deasupra era ceva, un prospect. Mă, să citesc prospectul, să nu stric cumva televizorul, că am dat o grămadă de bani pe el. Și când a citit prospectul, a început să scrie, vă felicităm că ați apelat la produsele noastre. În momentul în care veți conecta televizorul la priză, într-o clipită, toată lumea va intra în casa dumneavoastră. S-a uitat omul ăsta la televizor, s-a uitat la priză, s-a uitat la cei din casa lui și a zis, bă, oameni buni, eu de când m-am pocăit, de 16 ani, mă lupt să scot lumea din casa mea și drăgovenea asta o bagă într-o clipită. Și l-a luat și l-a aruncat pe geam afară. Eu nu spun să le aruncați, eu vă spun să fiți veghiatori. Lumea trebuie să fie afară ca Domnul să fie înăuntru. Doamne ajută-ne! Amin! Tovărășii rele care nu-i plac lui Dumnezeu. Cel mai, unul dintre cei mai plăcuți împărați ai lui Iuda, Iosafat, ăsta a făcut tot tovărășii rele și era plăcut lui Dumnezeu. S-a întovărășit cu Ioram și cu împăratul Edomului, în 2 Împărați, capitolul 3, cu versetul 9, să meargă să lupte cu Moab. Și erau să moară de sete în pustie. Dar a venit Elisei, prorocul Domnului, și a zis, am eu soluția. Care e soluția? Faceți groapă lângă groapă în pustia aceasta. Că nu